Victima s-a angajat în trecerea drumului județean printr-un loc nesemnalizat. Clipa de neatenție a costat-o scump. A fost lovită în plin de un autoturism. La sosirea echipajului serviciului de ambulanță, femeia a fost găsită conștientă și transportată la Spitalul Județean de Urgență Slatina. În ciuda eforturilor medicilor din cauza politraumatismelor suferite, starea de sănătate a pacientei s-a agravat, aceasta intrând în comă. Un elicopter SMURD a transportat-o de urgență la Spitalul numărul 1 din Craiova.